Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Suntem la Casa de Cultură din Bacău. Suntem la evenimentul Night Ride for Earth Planet. Cred că am zis bine, nu știu, învățați engleza cu tot aerți. Așteptăm să pedalăm pentru ora Pământului. Ora Pământului se schimbă în seara aceasta în data de 30 martie. Și în formă de omagiu, respect sau protest, pot spune, pentru pistele de biciclete sau respect pentru natură, am avut ocazia de a organiza și anul acesta evenimentul Night Ride în Bacău. Sunt împreună cu Codrin. Nu doar cu mine. Și cu gașca acolo. La 8 și un sfert trebuie să plecăm. Cam puțin și anul. Ne vedem, da, cam puțin anul acesta. Nu m-am așteptat, anul trecut au fost foarte mulți. Dar ne vedem de pe traseu. Traseul va avea undeva la 10 km. Va fi un tur al orașului. Haideți să dăm bicele. Este ceva lume, ne-am oprit și farul ne-a pornit. Farul este poliția, pompierii, 3 echipaje de poliție chiar. Băieții noștri s-au pierdut pe aici, nu-i mai găsesc. Sper să fie un traseu reușit. Am vorbit cu Cristian, organizatorul acestui traseu, persoana care a înființat proiectul Bacău vrea piste de biciclete. Mi-a spus că anul acesta va fi mai greu față de anul trecut, deși este puțină lume și chiar mă... Nu știu, nu mă simt eu așa ok, pentru că știți care e faza? Nu se promovează ciclismul, dacă vedeți. Și sper să rămânem formula ta și la final. Acum să vedem cât se vor rămâne, cât vor pleca și cât vor termina. Imediat plecăm și ne vedem pe drum. După cum am spus, în câteva momente va începe tura. Sunt de față aici cu Cristian, în față organizatorul. Sunt voluntar. Te ajut dacă vrei. Vrei să te ajut cu ceva sau în spate? Ok. Ok. Sunt câțiva. Fără lumini, cu lumini, fără cască, știi? Dar e ok. Este calm, este foarte frig. S-au stins luminile pentru ora Pământului în omagiu, sau nu știu cum să spun, pentru, în formă de respect. Salut! Poliția este în față, ne escortează. Va fi un traseu de 10 km, cum am spus. Haideți să ne vedem pe traseu mai încolo. Este o viteză foarte mică. Nu va fi o viteză foarte mare, pentru că sunt... Haideți să ne întoarcem. Hai, Codrin. S-au pierdut ai noștri. Am înțeles. Nu-mi place să stau acolo, pentru că e foarte, foarte aglomerat. Stau așa, unul lângă altul și mi-e greu că nu să nu-mi intre, știi? Ce părere ai despre inițiativa domnului Cristian Ghingheș, cum am spus, și creator al proiectului Băcăoane vor piste de biciclete în Bacău? Ce părere ai, Codrin, tu, ca și chestie? Inițiativă. Dar să facem loc treacă. Cât mai pe dreapta. Având în legătură că nu prea se promovează mersul pe bicicletă. Da. Și cu ocazia orei sau nu știu ce. Pentru că s-au închis și luminile, da, pentru ora Pământului, pentru că în seara aceasta a dat voie nouă să luminăm orașul. Cam așa ar fi. Avem în spate și mașinile. Ne escortează oarecum. Nu claxonează nimeni și asta e de bine. Suntem undeva la vreo 300? No. Mai puțin? 200? Cam așa, 250-200. 200 de oameni, copii, bătrâni, părinți și de toate vârstele. Și asta este un plus pentru natură. Pentru că dacă nu am fi fost noi, poate dacă suntem noi, va fi oarecum vom aplana poluarea. Da, într-adevăr. Ar fi frumos. Dă și tu farul ăla mai sus. Ca pe unde mergem noi cu bicicleta să facem și puțin curat. Da, exact. Sau în cel mai rău caz să nu lăsăm murdărie după noi. Exact. Știți cum e? Acest eveniment este creat în toată România, la București, mai exact, pentru că
se face datorită salonului de biciclete acolo, este și în cadrul evenimentul. Unde am fost și noi prezenți, o să vedeți episodul, nu știu, luni, marți, filmăm acest episod pe data de 30 martie la Bacău. Am fi vrut să rămânem la București la ora pământului, dar dacă n-a fost posibil, să rămânem, asta e. Poate la anul. Poate la anul vom fi acolo. Dar de ce nu venim mai să ținem? Da. Bacău, cum se ține și el. Da, nu uitați că sâmbătă viitoare voi fi la Galați, la Gârboavele. Voi avea concurs acolo și mă găsiți acolo la Gârboavele, pădurea Gârboavele. Cine dorește să se întâlnească cu noi, cu mine de fapt, pentru că eu voi reprezenta clubul. Iar băieții mei îmi vor ține pumnii de acasă. Sunt și copii, uite-mă ce mic te ies. Parcă o simt electric, mă, crezi că merge singur? Da. Nu? Te obișnui cu alea de azi. Mamă, m-am plimbat cu niște electrice oamenii mei. Deci mergeau singure. Și asta, uite-o dacă merge singur la bale. Poliția a oprit circulația. Cristian este acolo. Face câteva poze. Haideți să vedem și în față. Mai sunt și de ăștia amețiți, știi? Care uite-le pe la în față cum merge, că ne-ai simțit tu. Adică merge pe contrasens. Deși cam prost ce face. Vor trece și pe roșu oameni. Vor trece mulți pe roșu. Haideți să... Păi se așteaptă, normal. Haideți să pornim. Da, ieși mă de pe contrasens. Mergem pe bandă dublă continuă. Sunt mulți oameni. Deși, cum am spus, sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit pentru că mă așteptam la mai mult pentru că comunitatea de ciclism nu este așa mică. Deci nu este așa mică în Bacău, dar nici foarte mare. Slaba, unii... varză. Total paralel. Am văzut unul mergea pe... Ia uzat. Clio! Clio! Clio e rep! Ei... Unii-s paralel rău cu ciclismul. Păi bă, erau vreo 5-5 în mine, ce-i asta? Păi de asta tot mai în spate. Ce-i pe asta? Păi nu mă dă seara, am trebuit să ieși în față. Aia. Băi, dacă nu-i nimic aici... Îl aveți pe Mircea de față, top donator pe live-uri. L-am luat la tură cu noi pentru că își dorea foarte mult lucrul acesta. Și își dorea să apară, oarecum și în episoadele lui Two Tires. E ușor. Ne oprim la semafor. Haideți să... Pentru că este la început de traseu, haideți să ne vedem mai pe la sfârșit. Cristian, ești cam rapid, nu? Da, cu mica rapid. Și încerc să ajung în urmă să le spun să o lasă mai încet. Asta e toată faza. Haideți să-i oprim. Ca să filmezi în față sau în față? În față. Bă, sunt cam rapid ăștia, mă. Super de zamăritat. Ha? Abonați-vă la canalul Two Tires, Bacău. M-ai abonat. Mersi. Dați un subscribe. Uh-huh. Și un clopoțel. Hai, Two Tires. Salut. Sarpili. Respect. Salut! Salut! Bună! Salut! Aici se încheie tura de astăzi. A fost mai mult o promenadă, pot spune, a bicicliștilor în formă de respect pentru natură, pentru ora pământului. Suntem aici de față cu Cristian Ghingheș. Ghingheș, mersi mult
pentru experiența ta și facem mai dese. Da, exact. Și ne auzim și la anul. Și în vara asta. Păi da, dar și primăvara asta. Și sperăm să fie pistele de biciclete. Păi ele sunt prinse în proiecte și se accesează fondurile europene pentru ele. Să se acceseze măcar. 2-3 ani ar trebui să le vedem. Măcar pe arterele astea principale. Care realitate. Da, 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 păi o să fie o rețea densă. Da. Mersi mult. Mersi, ne vedem. Pa, pa. Vă mulțumesc mult că m-ați vizionat. Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să ieșiți în natură, să ieșiți cu prietenii. M-am pupat, toate cele bune.